Salut, Spivanxi, la un nou episod din Shin Sonic. Astăzi vom reacționa la noile episoade, doar că de data aceasta sunt în limba română. Da, ați auzit bine? Shin Sonic a venit în România și vreau să văd despre ce este vorba. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade. Și uite, ca exemplu, ia ascultați aici. Să fi mers și mai înapoi pentru a pregăti această capcană. Bă, cât de tare e chestia asta, frate. Deci abia aștept să le urmăresc. Hai să strângem la episodul de astăzi peste 5.000 de like-uri dacă este să vă placă și dacă vreți mai multe episoade de acest gen. Și hai să începem de la început să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Țineți minte că Shin Sonic s-a transformat în Godzilla Shin Sonic, practic a acaparat întreaga planetă. Îl avem aici pe Knuckles, care a făcut rost de aceste emeralde și a reușit să îl doboare la un moment dat, să-l transforme în Sonic cel normal. Asta e povestea completă. Aici se termină povestea originală și de aici urmează ceva nou, ceva ce noi nu știm ce s-a întâmplat după asta. Ok, Knuckles a revenit pe pământ, răutatea a intrat înapoi în acele emeralde și... Ia. Sonic, ești bine? Ești bine, Sonic? Salut! Salut! Cred că da. O să fii bine, dar dacă cineva pune mâna pe energia întunecată din acele smaralde, okay, cine știe ce s-ar putea întâmpla. Da, păi asta e faza, că acele smaralde sau emeralde, cum vreți voi să le ziceți, țineau această energie și dacă cineva le folosea, ei bine, se transforma din nou într-o variantă de-asta Shin. Nu știm exact ce alt caracter ar putea să pună mâna pe aceste emeralde sau smaralde. Trebuie să ne asigurăm că nu vor mai fi găsite niciodată. Da. Super smaraldele. Cine e ăsta? Să controleze puterea. Dar pentru mine nu va fi o problemă. Vrea să le fure! Mă, cine e ăsta, mă, frate? Că eu nu știu. Scrieți în comentarii dacă știți cine e caracterul ăsta. Se duce să le fure, fiți atenți. Bă, ce viteză are! E mai rapid decât Sonic! Hopa! Salutări, Knuckles, Sonic și... omule. Omule? Unde ai fost tot timpul acesta? Unde ai fost? Nu ar fi fost de folos ajutorul tău acolo. Probabil. Dar se pare că v-ați descurcat fără mine. Hey, nu te-a... Deci ar trebui să fie prieten cu noi, în niciun caz să fure asta și să devină rău. Propria. Aceste smaralde conțin o putere întunecată. Așa este. Transformat în orice ar fi fost acel monstru. În niciun caz să nu le furi. Am devenit dependent de carne. Oulu! O versiune ciudată a mea. Dar am continuat să cresc. Vedeți că se îl arată pe ăsta alt ca și cum ar fi el varianta Shin. Practic, eu cred că asta se gândește el că și-ar dori să devină și el așa. Ce mai mare, mai înfometat. Ok. Când am devenit un colos uriaș. Aha, vrea să fie la fel. Asta este ceea ce te-aș putea. Deci, oameni buni, dacă n-ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Cine apasă pe butonul de like este cel mai tare abonat și hai să continuăm. Ok. Da, se duce să le fure. Se duce să le fure. Mamă! Cine a reușit să le ia? Bine, au sărit peste tot. Nu, cred că se transformă unul din ei. Și posibil să fie chiar ăsta. Nu, no, da, chiar el e. Sonic săracu. Ești deja forma supremă a vieții. Oh, nu. S-a transformat. Shadow-ul cheamă, mă? Ia stai așa să caut. Da, aparent așa îl cheamă, Shadow. Bă, în ce s-a transformat, mă? Că nu seamănă cu Shin Sonic. E mai rău? Nu e încă atât de puternic. Nu e atât de puternic, deci nu s-a transformat încă în varianta finală. Bă, stai așa că are puteri destul de mari. Dar parcă seamănă mai mult cu Sonic acum față de cum era înainte. A, abia a luat puterea de la 1. Aha, acum trebuie să le facă roșii pe celelalte. Bine. Aha. Uuu, devine și mai mare. Uitați-vă la gura lui. Niciodată. Nu voi lăsa să distrugi lumea pe care tocmai am salvat-o. Ok. Bine, cum vrei tu. Ar trebui să fugi, cred. Ar trebui să fugi. Deja e mai puternic decât ai putea să-l oprești. Adică nu... Ar trebui să-l salveze cineva. Păi băiatule, ce se întâmplă? Ok. Unde ne-am dus? Ce ăsta rămâne aici? Poate că ai scăpat de mine de data asta, dar vei fi mort. Vai de capul meu. Vai de capul meu.
Dar noi unde ne-am dus? Ne-am teleportat, practic. Cel puțin pot găsi drumul înapoi spre oraș. Ok. Da, nu știu unde suntem, adică... Și să mă întorc cu un smarald. Din fericire, l-am găsit înaintea umbrei. Ok. Ei zic aici umbra. Shadow, na, traducere. Ok. Faza cu dublajul acesta în limba română este că nu e tot timpul chiar 100% corect. Ați văzut că mai sunt momente în care nu este 100% corect, dar eu zic că e destul de bine. Mamă, Tails! E inundație de Tails! Ce se întâmplă? Da, Tails, practic, e cumva o variantă Shin, dar nu e 100%. Adică n-ai să-l vezi, nu cred că ai să-l vezi pe Tails gigantic. Nu cred că o să se întâmple chestia asta. Dar îl vezi așa, în varianta asta. Nu trebuie să faci asta. Nu trebuie, în niciun caz. Vai de capul meu. Are un power-up. E un power-up și din jocul Sonic, dacă v-ați jucat. Ok. E bine totuși că am luat asta. A, să vedem dacă reușim să scăpăm. Ai găsit asta pentru mine. Nu pentru tine. Nu. Poate te voi cruța. Oh! Începe să arate din ce în ce mai mult cu Shin Sonic, vedeți? Doar că ăsta are puteri și mai mari, aparent. Shin Sonic nu face așa. Să trage cu lasere. Ce? Nu pot să cred că acel uman firav a crezut că are vreo șansă împotriva mea. Da. Niciodată nu pot. Mă gândeam că are o șansă, dar... Și se și teleportează, frate. Mai zi ceva. Hai, Knuckles, fă ceva. Salvează lumea. Ha, nu sunt străin de o bună cățărare. Hai, cățărete. Că m-am învins, nu? Ar trebui să știe mai bine acum. Sperăm că vei reuși ceva, că nu se poate. Perfect. Voi fi acolo sus. Dacă el reușește să ia toate smaraldele astea sau emeraldele, va deveni varianta aia Godzilla. El asta își dorește, știi? Imediat. Ok, se cațără. Ce se întâmplă? Vine ăsta aici? Cred că da. Cred că da. A ajuns deja la a treia bifurcație. Da, a ajuns. Variant level 3 acum. Dar încă nu e suficient de mare. Nu e atât de mare pe cât își dorește el să fie. Vai de capul meu cum aleargă. Doar, bă, voi vedeți? Doar pumnul lui e mai mare decât Knuckles în momentul de față. Să mă oprești. Oh, nu. Oh, nu. Nu este prea târziu, Shadow. Dăm doar smara. Niciodată. Aole, ce urât a făcut. No, se face și mai mare acum. Se face și mai mare acum. Nu e bine. Nu e bine deloc. Întrebarea e, unde-i player? Adică gen caracterul nostru, cum ar veni? Omul, unde e? L-a omorât? Că asta chiar nu știu, nu mi-am dat seama dacă a murit sau nu. Nici nu ni l-a mai arătat. Și aparent și Knuckles a picat. Bine. Mai e doar Sonic care putea să facă ceva? Sonic, varianta normală. Amintește-ți misiunea, Sonic. Găsește smaraldul, ieși de aici, învinge-l pe Shadow, apoi sărbătorește cu niște hot dog chili. Hot dog chili, sună delicios și planul ăsta sună destul de bun, dar nu știu dacă să poți. Așteaptă. E prea puternic acolo. În momentul de față. Ok. Ouleu. Nu, trebuie să te oprești înainte să mergi prea departe. Nu mă voi opri niciodată. Doamne. Vezi, Sonic. Și fiți atenți, astăzi voi da o grămadă de inimioare în comentarii la cele mai frumoase comentarii. Așa că lasă un comentariu dacă vrei, nu știu, legat de acest videoclip, ce ți-a plăcut ție cel mai mult și voi da inimioare, da? Forma de viață supremă ar putea deveni și mai perfectă. Nu te las să iei ultimul... El crede că devine perfect. Da, țin să te contrazic. Nu fără o luptă. El e destul de rapid, Sonic, dar uite cât de mic e, adică... Tu insolent, croaznic. Ok. Până acum reușește să îi țină piept. No! Sunteți cu adevărat niște proști. A reușit să facă rost de ultimul smarald. Ușor să continui transfigurările mele. Se va transforma și mai mult. Ok, explicați-mi acum cum reușim să scăpăm de el. Acum nimic nu mă poate opri.
opri să finalizezi. Exact. Ce-l poate opri acum pe Shadow? Se întoarce pe pământ? Transformați-mă într-un zeu. Crede că e zeu acum. Ia uite-te bă la el. Player. Hai. Poate reuși să faceți ceva cumva, nu știu. Era prea puternic. Trebuie să găsim o soluție să reparăm asta. Da, dar ce? Are deja toate super smaraldele. Da, le are. Așteaptă. Smaraldele plutesc în jurul lui. Ok. Crezi că dacă Sonic ar putea să le fure, ar putea să egaleze puterea lui Shadow? Dar nu ar însemna asta că s-ar transforma din nou în... Da. Sonic? Da. Da, Sonic s-ar transforma și în Sonic, dar s-ar putea să fie mai bine decât ăsta. Dar de data asta știm cum să-l readucem la nu, normal. Nu, nu vreau. Da, el nu vrea, vă dați seama că el își dădea seama ce făcea, știi, dar nu-i plăcea chestia asta, dar acea putere îl făcea să facă rele. Trebuie, Sonic. Este singura noastră speranță. Ok. Se pare că un arici trebuie să facă ce trebuie să facă un arici. Sunt de acord. N-avem de ales, asta e singura variantă, să te transformi și tu în Shin Sonic ca să-l bați. Este deja completă, nu poți face nimic. Mamă, cum arată. Acum. Uite... Ia smaraldele fără să-și dea asta seama atât de rapid e? Oh! Aha, ce mai zici acum? Ia să te văd. Cred că e mai mare decât tine. Ia să văd. Mamă! Dă-i mă, dă-i, rupe-l. Rupe-l în bucăți. Da, vezi ăsta are putere. Are și Sonic puterea asta. Atenție. Ok. Acum, întrebarea e cine va fi mai puternic la faza asta. Wow! E mai puternic Sonic! Bravo, frate! Aolo! Sonic? Ce faci? Da, asta e faza, că acum l-a distrus pe ăla. Da, o să ne distrugă și pe noi, că v-am zis că nu poate să-și controleze puterile. Salut! Îmi pare rău. Îi pare rău, dar n-are ce să facă. Ne va mânca. Orice am face, răul pare să găsească mereu o cale. Ok. Și în Shadow a reușit să pună mâna pe toate super. Povestea continuă, hai să vedem. Transformându-se în noi. Puter. Asta e un fel de recapitulare de la episodul anterior ce s-a întâmplat. Se eliberează din nou corupția. Dar din păcate Sonic a devenit și în Sonic acum și da, s-ar putea să fie și mai puternic decât înainte, pentru că eu din ce știu, înainte el nu avea puterea asta să tragă cu lasere. Dar da. Ia uite-l. Ia uite-l. Ce face? S-a făcut și mai mare. E și mai mare. Nu știu, dar ia acele smaralde și schimbă-l înapoi în timp ce este distras. Ok. Asta e. Hai să va funcționa? Practic, Knuckles încearcă să facă aceeași chestie și să-l transforme pe Sonic înapoi cum era înainte, dar nu știu dacă să meargă. Ha? Nu! Ritual! Ok. Aolo. Bă, ce-ai făcut? L-a făcut și mai puternic? N-a mers așa cum am plănuit? Un jucător, Diablos. Cred că... Atka. Și-au consumat toată energia. Și-au consumat energia smaraldele. Da, asta l-a făcut și mai... Oh my god! Acum cred că e ultima formă, gen forma finală. Ritualul nici măcar. Poate că uciderea altui kaiju era ritualul. Poate tot ce s-a întâmplat până acum face parte dintr-un plan pervers. Ok. Da, deci mănâncă tot. Deci mănâncă tot din oraș. Nu mă puteți opri. Nu aveți ce să faceți. Bă, voi vedeți cum vorbește el acum? Vorbește așa gliciuit cum ar veni, nici măcar nu-l auzi. O ascunzătoare în subsol. Păi da, și oamenii nevinovați din oraș ce fac? Asta zici că sunt elicoptere. Ok. Trebuie să-i opriți. Le transmite telepatic, voi vedeți? Fără să vorbească cu Tails. Deci are o putere mult mai mare. Ce face, mă? Oh, lansează clone de-astea mici. Mamă, e prea de tot, e prea de tot. Haide. Sunt un tip rău.
să-i teleportă rolul ăla care te poate trimite în timp, în trecut. Ne întoarcem unde a început totul, hai să vedem. Am mai făcut asta odată. Au ajuns prea târziu. Acolo e el, dar deja pare transformat. Deja e transformat? Bă, s-a întors? S-au întors și clonele în trecut? Nu e bine asta. Nu e ceva ect. E diferit de data trecută. E diferit, e varianta clona, a venit și ea. Atenție. Aceste lucruri nu sunt cunoscute pentru meșteșugul lor. Ok. Da, să nu se rupă podul. Trebuie să ne fi urmat. Clona trebuie să fi mers și mai înapoi pentru a pregăti această capcană. Ce putem să facem? No! Mă gândeam eu că se duce podul ăsta ca în jocuri. Dar la fel ca în jocuri poți să fugi. Nu, da, pare n-au fugit suficient de repede. Ține-te bine. Hai. Bă, vezi că e tare. Din fericire, și ei au uitat. Ok, hai să vedem ce putem să facem în situația asta. Acela era adevăratul Shin Sonic acolo în spate. Nu e adevărat, e o clonă. Bine, ei n-au de unde să știe chestia asta, că n-au văzut în momentul în care s-a transformat, dar... Trebuie să fi fost un fel de minion trimis să ne oprească. Minion, da. Adevăratul Shin Sonic este încă pe fugă. Mai avem timp să întârziem următoarea sa transformare? Ascunzătoarea lui Eggman, după ce o atacă, devine a treia sa evoluție. Da, deci când se duce... Stai, se întorc și mai în trecut acum sau ce? Orice ar putea să se întâmple. Wow, nu glumeai în legătură cu schimbările din cronologie? Okay. Nu recunosc deloc locul ăsta. Asta sună aproape. Ce s-a auzit? A venit dintr-una din casele acelea, grăbește-te. Doamne Dumnezeule. E prea târziu. Sonic deja l-a mâncat pe Dr. Robotnik și a trecut la alte persoane. Mulțumim că ne-ați urmărit. Oh my God! Da, deci vedeți, se transformă, e prea târziu. Păi ce poți să faci în situația asta? No. Bă, planul nu merge. Sunt surprins că de obicei ar fi funcționat. Fugi, deci care e planul, Knuckles? Nu putem să-l depășim pe Sonic. No, e prea rapid. E prea rapid. E aproape să ne ajungă din urmă. Și vine și clona, bineînțeles. Ia. What? Se transformă. S-a făcut mai mare. Nu se poate așa ceva, frate. Nu se poate așa ceva. De fapt, sunt trei. Suntem, da, și vine și Tails. Mamă. Ce facem? Aceste super smaralde s-ar putea să nu mai aibă suficientă putere să-l țină pe Sonic. Nu mai au putere, dar... Poate au destul pentru un ultim atac. Hai să vedem. Un ultim atac. Dar acum ai și trei caractere care trebuie să te bați. Hai că reușești. Un ultim atac, frate, hai. Nu cred că asta i-a eliminat. Trebuie să plecăm. Mai avem o ultimă șansă să îi oprim. Ok. Se întorc din nou. S-au întors la ăsta, la caracterul negativ, cum ar veni, pe care și pe el l-a mâncat. Ne-am salvat reciproc. Acum concentrează-te. Asta e ultima noastră șansă să-i oprim. Ok. Stop! Chiar acum! Cine e? E Tails! Nu e încă transformat. Cum știu că nu e ca Sonic? Ai grijă că Sonic nu e ceea ce pare. Bonjour. Ce cauți aici? A trebuit să ne ascundem de Shin Sonic. De doi Shin Sonics, de fapt. Unul din trecut și unul din viitor. Ai adus doi Shin Sonics aici? Vă dați seama că vine cineva la tine și zice că e Shin Sonic la tine acasă? Nu-l crezi, dar poate chiar e. Ei bine, încercam să-l omorâm pe cel din trecut ca să se schimbe cel din viitor. Chestii clasice de călătorie în timp, Terminator. Înțeleg. Da. Vino cu mine. Pare că a crezut. O armă care să folosească materia întunecată. O poți face Shin Sonic din trecut și să-l ștergi complet din realitate. Cât timp va dura să o fac? Da, ar fi bună o armă de genul ăsta. Adică nu avem mult timp până când... Aha, e deja aici. Da, problema e că trebuia să ne întoarcem cumva un pic mai înainte decât atât, știi? Adică
dar nu putem să-i înfruntăm pe toți dacă trei. Dacă planul lor reușește, Sonicul din viitor va dispărea. Înapoi în prezent nu poate exista decât unul. Corect, deci dacă îl distrugi pe ăsta n-ar mai trebui să existe nici el în lumea reală. Ce face ei acolo? Mamă! Au ajuns să se bată ăștia între ei. LOL. Bine, și în Sonic nu e încă varianta lui finală. Amândoi încearcă să dovedească că sunt domeniul superior. Dar e bine totuși, e bine pentru noi, că are timp Tails să facă arma aia. Întoarce-te în prezent acum. Cine știe ce va face tatăl acela cu linia temporală? Ok. Mă ocup eu de lucruri de aici. Perfect. Nici n-a fost nevoie să tragă în 1. A tras în mijloc și i-a distrus pe amândoi, cred că. Nu, asta nu e bine. Mama, cum arată orașul! Stai, a murit? Așa e. What? A murit? La ce s-a referit? Ok, și aici se termină episodul, frate, nu mai avem, trebuie să așteptăm episodul următor. Dar foarte, foarte șmecher. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să continuăm cu seria asta când se lansează următoarele episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!